pace, sunt Ovidiu Savin, născut în România, trăiesc în Canada și am devenit un creștin dedicat și am înțeles că Domnul m-a chemat să fiu în primul rând martor și că rolul meu este de a duce cuvântul Domnului până la capătul pământului. În 2009 l-am cunoscut pe Barney, Domnul a făcut ca drumurile noastre să se întâlnească, astfel am câștigat un frate, un prieten și o soluție la ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă, și anume participarea la o misiune. Pentru prima dată am plecat în misiune în 2011 și am simțit ceea ce probabil simțeau toți străinii care veneau în România în timpul regimului comunist. Pentru că veneam dintr-o altă țară, lumea mă privea diferit în sensul bun, dar în același timp am simțit foarte aproape de cei de acolo. Am simțit că indiferent de unde venim sau unde ne-am născut, facem parte din aceeași familie, familia Domnului Hristos. Domnul mi-a dat să petrec un timp minunat în Bolivia și tot ce îmi doresc este ca cei de acolo să-și amintească de mine ca de un frate în Hristos și să-i dea slavă lui pentru că am ajuns acolo și am putut să fiu o mărturie vie a dragostei și prezenței lui. Cu voia Domnului doresc să mai particip și la alte misiuni în America Latina, să pot să transmit un mesaj celor ce s-au născut în alte țări, unde salariul de $15 pe lună este ceva greu de imaginat, cât de binecuvântați sunt și această binecuvântare este pentru a binecuvânta și pe alții. Vă mulțumesc! Pacea Domnului!
știu prea bine și spun mere. Domnul e viața și e al meu. În veci cânta vor că-s fericit a cumprit Iisus, sunt mântuit. În veci aceasta și moștenire mi-a dăruit. Mă scăte pe atinge și de practic de frații noștri de aici și că vei da o bine cuvântare mare pe sine. Amin. 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 Sirva să-i țelui pe tine. Păstor, domnul vasă. Ce bucurie am în Iisus, o viață nouă e mi-a adus pentru vecie. Și moștenire mi-a dăruit. În veci cânta vor că-s fericit a cumprit Iisus, sunt mântuit.
This is Ovidiu from the Romanian Baptist Church. He's eating a fruit from the jungle that almost tastes like chestnuts. And here's the kitchen ceramic going down, the sink going in. It's going to be really nice, all the ceramic down below and all the ceramic across here. We are so happy to see this happening. So the kitchen's going to be... Say something in Romanian for your church. Masa împreună cu frații de la o biserică, cum se cheamă de iglesia? Kilometru 11. Kilometru 11. And we're all enjoying some watermelon. That's good. Cause
tine și spun.